Inspectoratul Școlar Județean a definitivat lista cu posturi titularizabile scoase la concurs în acest an, iar de ieri au început și înscrierile. Până pe 17 mai, candidații își pot depune cererile de înscriere, iar pe 27 mai va fi afișată lista celor înscriși și graficul pentru susținerea probelor practice. Examenul propriu-zis va începe la finele lunii mai cu probele practice și cu inspecțiile la clase. În perioada 27 mai-28 iunie se organizează și se desfășoară probele practice și inspecțiile la clasă, urmând ca pe 30 iulie să se susțină proba scrisă. La nivelul județului Buzău avem 134 de posturi titularizabile. Pentru aceasta s-au înscris la cele două centre până la acest moment 27, respectiv 29 de candidați, mai mulți la Colegiul Agricol, acolo unde sunt repartizați învățătorii și educatorii, și pentru că este un număr mai mare de posturi titularizabile și acești colegi sunt într-un număr mai mare, s-au dus să se înscrie încă din primele zile. Oferta de locuri vacante la catedră este limitată anul acesta. În județ sunt doar 134 de posturi titularizabile, mai puține cu 9 față de anul trecut. De asemenea, examenul scris din vara aceasta va fi susținut în două centre împărțite pe discipline. Ne-am organizat în două centre la nivelul județului, Colegiul Economic și Colegiul Agricol Buzău, pe discipline de specialitate. Nu am mai apelat la centrele organizate în școală, așa cum s-a procedat anul trecut, pentru faptul că avem nevoie de logistică și de un personal care să fie specializat în astfel de activități, și anul trecut am întâmpinat ceva dificultăți din acest motiv. Rezultatele la examenul de titularizare se vor afișa pe 5 august, iar pe 9 august va avea loc prima etapă de repartizare a candidaților care au obținut note peste 7.